În altă curte de casație și justiție a tras la sorți astăzi judecătorii care vor face parte până la sfârșitul anului din completurile de 5 magistrați. Au fost trase la sorți 3 completuri de judecători în materie penală și 3 în materie civilă, spre deosebire de câte două câte erau până acum. Tot joi, toate dosarele aflate până acum în judecare la completurile de 5 judecători vor fi distribuite celor nou alcătuite. Printre cei judecați de noile completuri sunt și lideri politici sau foști demnitari. Este vorba despre Liviu Dragnea, Sebastian. Ghiță, Victor Ponta sau Popescu Pescutericianu. Dosarele vor rămâne însă pentru scurt timp la completurile nou formate, pentru că, așa cum a comunicat în alta curte, extragerea este efectuată pentru anul 2018. Legea prevede că, la începutul anului viitor, va avea loc o nouă tragere la sorți, iar dosarele vor fi redistribuite. Extragerea de astăzi a fost cea de-a doua din ultima perioadă după ce Curtea Constituțională a decis că a fost nelegală componența completurilor de 5 judecători. Curtea Constituțională a stabilit că, în alta curte, trebuia să tragă la sorți pe toți membrii completurilor de cinci judecători dintre toți judecătorii curții.